Hei, bun regăsit și astăzi, dragi colegi de alertare. Salutare, salutare vă dau vouă. Și după salutare vă adresez și eu o întrebare, că doar ne știm, doar ne cunoaștem, doar ne ajutăm, doar ne sprijinim. Dragii mei, scumpii mei, iubiții mei, cum faceți față purtatului de mască tot timpul? Purtatului de mască atunci când ieșim din casă și vrând nevrând intrăm în spații aglomerate. Cum faceți față? Ieri, la început de săptămână, la început de stare de alertă, am fost trimis, că pe mine nimeni nu mă cheamă, numai mă trimit, de către soție și mai ales de către soacră, în oraș. Ia aia, fă aia, du aia. Prin telefon am fost ghidat, cu masca pe figură. Parcă eram soldat în termen redus și nu făceam față instrucției. Era să leșin. Era să nu ne vedem acum. Atât am ori purtat și atât am ori trimis. Că pe când am ajuns acasă după vreo 4 ore de calvar, mi-am dat jos masca și am început să latru la ele. Și am căutat un copac apropiat să-i ud rădăcina. Ham, 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 ham! A fost la o farmacie. Lângă mine, la 1,5 m, la celălalt ghișeu, o doamnă a cerut măști roz. Bunul gust al românului. Bă, dacă tot ne acoperim fața, măcar să o facem cu bun gust. Mască roz. Era să-i zică vânzătoarea de la farmacie, cam bancul ăla. Cum zicea Păunescu, bancul ăla sinistru? Când întreabă cineva la magazin, cămăși verzi aveți? Avem. Cămăși albastre aveți? Avem. Cămăși roz? Roz n-avem. Măști roz. Oricum nu mai trece rujul acum. Am înțeles că nu se mai fac nici măriri de buze, nu se mai botoxează buzele, că după ce, dacă îți pui mască, nu se vede. Dar ori inventa plasticienii, ori inventa ceva să mărească. O să ne mărească frunțile, ca la gâdea, 4x5, o să ne pună sfârcuri lângă nas. Nu contează. Ce mă intrigă pe mine e, ați văzut că în spații închise nu toată lumea poartă mască și nu mă refer la noi care ne silim cât de cât să respectăm această măsură. În Parlament, măgărușii de acolo, ați văzut, au avut ieri ședință în plen. De ce? Să se certe un pic, să-și mai justifice salariul pe lună, așa de ochii noștri, că în rest nimic. Ciolacul de la PSD nici n-a purtat mască. Ludovic Orban deja a purtat el mască dacă nu a purtat-o corespunzător, că nu-i acoperea nasul. Dar cum să-i acopere nasul lui Orban, că la fiecare propoziție pe care o zicea, practic, era o minciună și atunci nasul ieșea ca la Pinocchio. Vom sprijini IMM-urile, pac, nasul ieșea din mască. Vom ajuta cu bani firmele care sunt în pragul falimentului, pac, ieșea nasul din mască. Oricum, politicienii nu trebuie să poarte mască. Masca lor e fața asta umană. Știți vorbele de la paraziți? Am o față falsă trasă peste fața mea reală și pot discuta decent când îmi șterg o bală. Dacă politicienii și-ar scoate măștile astea umane, umanoide, am vedea niște hiene. Că astea sunt, mă, niște hiene cu chip de om. Chip cioplit. Ce-au discutat ieri? Despre ce-au discutat ieri? Că i-am văzut fofilându-se pe acolo, care cu mască, care cu mânuși, niciunul cu sac. Toți puși pe dai ciordi la mangle cilicli. Numai de ochii noștri s-au certat că în spate își fac ei planurile lor, domnule. Păi dacă la o achiziție publică fără licitație sau cu o licitație de asta, de azi pe mâine, a câștigat un contract de 3 milioane, o firmă de chiloți, o firmă de chilos care să aducă în spitalele din România viziere, la care și botezatul e acționar. Ce i-o fi promis lui Ludovic Orban botezatul? Că îl umple de chilos și de sutiene pe toată viața? Asta interesează pe ei, mă, să facă ceva. Că dacă nu, nu-s sănătoși, că de-aia se iei la putere, de-aia se iei acolo, la conducere. Între timp, un deal de lângă Cluj-Napoca, de aici, din comuna Florești, da, un deal a fost complet ras de pădure într-o lună. Bă, într-o lună a dispărut un deal pe care era pădure. Mă rog, a rămas dealul, dar pădurea s-a dus, s-a evaporat. Unde-i pădurea? Nimă, că ieri era, dar acum unde-i? Nu mai e pădure. Să nu ne mirăm că așa o să dispărim și noi, mă, de grija lor. Asta e grija lor, să ne facă să dispărim. O să ne trezim undeva în haos. Nu, dar păi, noi eram pe pământ, acum unde suntem? A, tot în România. România, care e o țară crepusculară. Au mai discutat dragii de parlamentari câte ceva despre situația sezonierilor români plecați în străinătate. Amărâți, stau acolo, fără condiții, muncesc mult, le dau bani, nu le dau.
Pentru că și parlamentarii sunt niște sezonieri. Sezonul lor durează fix un mandat, sezonul lor durează 4 ani și ce culeg? Ciricli, ciordeală. Asta face parte din sezonul și din munca lor sezonieră. Au ei grijă de noi. Câți la putere, câți în opoziție, un singur lucru doresc. Încă un vot, să le mai dăm încă un vot. S-a făcut un sondaj acum, dacă ar fi alegeri duminică, așa cum se pune întrebarea, cu cine ați vota? 33% cu PNL-ul, mi se pare prea mult. 25% cu PSD-ul, mi se pare enorm. Și vreo 20% cu USR plus Lucioloș. Vedeți, dacă tace Barna, e bine. Dacă tace insipidul de Barna, ăștia urcă în sondaje. S-a mai făcut și un top al încrederii, un top al încrederii în personalitățile publice. Pe locul întâi, Klaus Iohannis, 47%. Atâta poartă la pantofi. Și dacă n-ai încredere în pantof, în cine să mai ai încredere? În Orban, în Mandor? Nu! Pe locul 2, surpriză! Principesa Margareta cu 31% în tropul încrederii. Asta mă bucură, dar cu o floare, cu o margaretă, nu se face primăvară. Și oricum, mai bine cu o margaretă decât cu o duda. Pe locul 3, în topul încrederii, Băsescu cu 29%. Asta înseamnă că mai avem în România 29% de români care beau spirit Mona necontrafăcut. Oricum, Ludovic Orban are mare încredere în continuare în ministrul dezvoltării, îl știți? Deci, ministrul dezvoltării, Ion Ștefan, zis Grindă, ăla care nu știu câți metri pătrați are casa în care locuiește, dar oare știe că e ministru că după moacă? Nu cred că știe. Ion Ștefan, zis Grindă, o combinație nereușită între Daia, Viorica Dăncilă și cu expresivitatea lui Andrușca. Ministrul dezvoltării, cel mai bogat minister din portofoliul guvernului, ministerul dezvoltării. Și ce-a făcut domnul Grindă? Moldovean hotărât. Și-a pus pe lângă el rude. Rude, prieteni, colegi de partid, majoritatea de pân Vrancea. Ăștia-s nepoții Vrâncioaiei, urmașii Vrâncioaiei. Cum au zis Ștefan cel Mare și Sfânt, Moldova nu e a noastră. Cum ar fi zis în cuvintele zilelor de azi Ștefan cel Mare? Dezvoltarea, Ministerul Dezvoltării, nu e a noastră. E a urmașilor, verilor, cumnaților, acoliților voștri. De-aia merg lucrurile cum merg, domnule, că pe vremuri am avut pe Ștefan cel Mare, acum îl avem pe ăsta, pe Ion Ștefan cel Mic. Pui neamurile acolo, pui rudele. Da, între timp în țară 10.000 sau sper că-s mai puțin de români care se gândesc că ajungem acolo să ne legăm de Grindă, că nu mai vedem cum o să fie ziua de mâine. Între timp acoliții lui să leagă de Grindă, de ministru Grindă, ca să mai prindă încă un ciolan, încă un contract, încă un ban. Dar vă spun sincer, cum îi zice la aia, cireașa de pe tort vine tot din semipolitic, oricum din activitatea publică, pe undeva coordonată, nu așa, de politicieni. La spitalul județean de urgență din Neamț a fost pus manager, a fost pus șef, cine? Un domn patron de firmă de pompe funebre. Bă, asta e cea mai tare. Să pui tu un șef de la funebre manager de spital. Vreau să fuzioneze în scurt timp spitalele cu pompele funebre și atunci mergem la spital, dacă pe când ieșim, o să fim înmormântați cu pompă. Cum e asta, mă? Cum e asta? Un șef de la mormântări să fie pus manager la spitalul de urgență. Poate și ia ajutorul un preot și atunci chiar am pus cruce situației spitalelor din România, manager de la pompe funebre, manager de spital, mă. Te duci la spital să întrebi acolo, m-aș putea și eu interna, este ceva loc în salon? Este, domnule, la camera frigorifică, te bag acolo, arăți de parcă ești viu 50 de ani. Aș dori un tratament, ceva perfuzii, avem, avem, îmbălsămare, îi zice, știți cum? Ca Tutankhamon vă facem, ca pompe funebre cu... Și unde mai pui că dacă te plângi că mâncarea în spital nu-i bună, că-i numai parizer, că-i numai un ou fiert, că-i pâine multă, păi îți aducem colaci, îți aducem gerbe, îți aducem colive. Dragii mei, suntem mândri că asistăm la parastasul, la parastasul spitalelor din România. Că nimic nu se face, nimic nu se face în folosul nostru. Noi degeaba cotizăm la asta, degeaba plătim, degeaba votăm cum ne duce conștiința, că ăștia... Clopotele, da? De ce trag clopotele mitică?
Vedeți că parcă s-a făcut un miracol. Vorbeam acum de pusul crucii asupra spitalelor din România. Doamne, miluiește! Pentru sănătatea, pentru înțelepciunea managerilor din spitale, iarăși iară să ne rugăm. Pentru politicienii noștri să ne rugăm și pentru cei care conduc destinele țării. Și să ne mai rugăm și pentru noi, că dacă noi nu ne ajutăm, dacă noi nu ne întărim unii pe alții, nu o să ajungem nicăieri. Iarăși iară să nu ne mirăm de politicienii din România. O zi frumoasă, o zi superbă. Pe acordul acestor clopote.